Bună seara, bună seara, și iată-ne din nou împreună. Miruna, ce facem? Eu am plecat acasă. Clasa A. Nu. Nu, A. Suntem în 6/11/2017. Te rog. Să se rezolve ecuațiile. O parte întreagă din x plus 1/3. Să se rezolve. Partea întreagă din x minus 1/3. X plus 1/3. Da. Egal cu x minus 1/2. X minus 1/2. Aici te aștept pe tine. Am făcut decizii din asta, dar m-am uitat. Am uitat. Îmi amintim, hai ușor, că și eu am uitat. Dar important este să spunem așa, orice număr de alfix. X se scrie ca fiind partea întreagă a lui X plus partea fracționară a lui. Deci orice număr real are două componente, partea întreagă și partea fracționară. Despre partea fracționară facem precizarea că este totdeauna cuprinsă între 0 și 1. Da, fără 1. Da? Între 0 și 1. De aici, dacă exploatăm chestia asta, hai să înlocuim și noi. Partea fracționară înseamnă x minus partea întreagă. Da? Deci aș spune de aici că 0 mai mic egal decât în partea fracționară, adică x minus partea sa întreagă, așa, mai mic strict decât 1. E bine? Da. Și atunci dăm partea întreagă peste tot. Atunci reiese că partea întreagă a x mai mic egal decât x, mai mic strict decât partea întreagă a x plus 1. Nu? Suntem să dau și m-am și cablat să dau. Așa. Deci observăm că avem această relație foarte importantă. Asta cum vorbim de X. Dar dacă este o expresie, poate fi tradusă. Partea întreagă. Hai să scriu aici. Partea întreagă a lui E de X, a unei expresii E de X. Este mai mic egal. Mai mic egal decât E de X. Care e mai mic strict decât partea întreagă a lui E de X plus 1. Nu? Și iată-ne cu o relație foarte interesantă. Acum, să traducem aici. E de X este asta. Ce trebuie acum? Partea întreagă este asta. Așa rău. Exact, traducem. Partea întreagă a lui X plus 1. Mai mic egal, da? Mai mic egal decât X plus 1/3. Da. Și mai mic strict decât X plus 1/3. De partea întreagă a lui X plus 1. Partea întreagă. Da, partea întreagă a lui X plus 1/3 plus 1. Acum, ori 3. Stai o secundă. Dar noi avem totdeauna partea întreagă este un număr... da. Și locuim partea întreagă cu... Și avem că x minus 1/2... x minus 1/2. Și asta notăm cu un K. Hai să zicem că x plus 1. Partea întreagă este un K din 0. Da, da. Și să avem că x minus 1/2 mai mic egal decât x plus 1/3 mai mic decât x minus 1/2 plus 1. X minus 1/2 plus 1. Altceva același viitor care este 6 și am avea că 3x minus 3 e mai mic egal decât 2x plus 2. Deci 3x, da? Da. 3x minus 3 mai mic egal decât 2x plus 2, care e mai mic strict decât 3x. Care e mai mic decât 3x minus 3 plus 6. Așa, echivalent. Și echivalent, scădem 2. Da. Și o să avem că 3x minus 5 mai mic egal decât 2x mai mic decât 3x plus 1, împărțim la 2. Am scăzut 2 la? Da. Și a fost plus 3 și plus 1, da. Ce facem acum? Împărțim la 2. Bine, dar nu ne ajută, că noi trebuie să ajungem la ce? Du te la con px. Exact. Ce să facem? Mai se împărțim la doi, nu? Dacă le unii și 3x aici n-am făcut nimic. Scădem 3x din linia mele. Din dubla inegalitate, da? Scădem minus 3x și a devine. Minus 5 mai mic egal decât minus x, mai mic egal decât 1. Nu, mai mic decât 1. Mai mic decât 1. Multiplicăm cu minus 1 și avem că minus 1 e mai mic decât x, mai mic egal decât 5. Minus 1 mai mic egal decât... Mai mic. Deci minus 1 mai mic strict, da? Decât x, mai mic egal decât 5. Da. Dar acum... Acum am dat drumul. Deci am găsit pe x. Însă noi, partea întreagă lui x plus 1 pe 3, am notat-o cu K. Da. Și acum, cine era partea întreagă? Era x minus 1 pe 2. Știți ce era cu K-ul și... De ce? Da. Pentru că, așa cum este x între minus 1 și 5, dacă îl privim, el x real fiind, nu l-am putut găsi. Da. Deci nu-l găsim ca x real, că este un interval. Nu mă încântă chestia asta. Și atunci mă întorc la notația făcută, că partea întreagă este un număr din Z, adică x minus 1 pe 2 egal cu K, și deci toate pe x, ca să ne ducem în K, pentru că vreau să-l găsesc întregii din zona aceea, din intervalul acela. Mie mai mult, am un număr finit de valori. Așa cu x și ăștia, n-am făcut nimic. Deci mă întorc acum așa, x minus 1, x minus 1 pe 2 egal cu K, de unde x egal cu 2K plus 1. Să vedem, da? X egal cu 2K plus 1. Deci, X egal cu 2K plus 1. Și înlocuim cu. Și de aici urmează că minus 1 mai mic strict decât 2K plus 1 mai mic egal decât 5. Adunăm un 1 cu K din 10. Da. K aparțin de 10. Și avem cu minus 2 mai mic decât minus 2 mai mic decât 2K mai mic decât 4. Întorțim la 2 și avem cu minus 1 mai mic decât K mai mic K 2. Mai mic decât 2. Mai mic decât 2. Și cu un K din Z, K din Z, care sunt întregii care ne mulțumesc aici. Dintre minus 1 și 2. K aparține lui Z. Care sunt valorile care... Rezultă că K este egal cu... K aparține cu 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. Și dacă avem aceste valori, găsim x. Pentru K egal cu 0, rezultă x egal cu 1. Pentru K egal cu 1, rezultă x egal cu 3. Și pentru K egal cu 2, rezultă x egal cu 41, 5. Deci valorile sunt 1, 3 și 5, nu? Și ca să ne convingem că am făcut o treabă bună, rămâne că să locuim pe x așa, știu. Iată, pentru x egal cu 1, obținem 1 și 2, 1 și 1, 2 pe 3, partea întreagă lui 2 pe 3. Cât este partea întreagă lui 2 pe 3? Este 0. Iar aici, vine 1 minus 1, care egal cu 1 minus 1 pe 2. 0. Deci e bine. La fel cu 3 și am făcut o treabă bună. Mai să vedem algoritmul ca să ținem minte cum trebuie. Sunt niște pași. Deci dacă ai asta de acum, o traduci pur și simplu. Da? Am tradus-o, am înlocuit-o cu egala sa, partea întreagă, cu egala din dreapta. A apărut o inegalitate, o lucrăm până găsim x aparține. Super. Da? X aparține de acolo. După ce am găsit x aparține, ne întoarcem. Că nu în x ne trebuie, ci în K. Da. Deci dacă uităm pe aia, plecăm de la asta. Tot la aia am plecat de la aceea, ca să ne amintim orice număr de albe, da? Ca să ținem cont de asta. Dar nu faceți deja aia cu EDX? Nu, nu știu, normal, nu știu, la gata trebuie. Da. O să facem și pe cealaltă și să mai dau eu încă una, să vezi, cu două părți întregi. Două sau trei. Să vedem asta cum le facem. Eu cu cealaltă, nu? Pero minus 7 pe 5. Partea întreagă, nu? Nu. 15x minus 7 pe 5. 15x, da. E doar partea întreagă ale 5 plus 6x pe 8. Partea întreagă lui 5 plus 6x pe 8. 6x pe 8. Da, puteai să-mi dai exact. Te țelă de ești. E, acum mă totuși tu, eu nu am să mai scriu nimic. Da, mai o trimbă. 5 minus 6x pe 8. Așa, scriem invers. 5 minus 6x. 5 minus 6x pe 8. Sau partea întreagă deodată, dublu. Te duci aici. Lăsați. Uite acolo, partea întreagă lui 5 minus 6x pe 8. Lasă-o pe ea, că așa am zis că nu scriu nimic și ea e la comandă. Așa, 5 minus 6x pe 8. Da. Partea întreagă. Așa. Este mai mică ca alții decât 5 minus 6x pe 8. Da. Și mai mic decât 5 minus 6, partea întreagă al 5 minus 6x pe 8 plus 1. Și acum înlocuim și avem 15x minus 7 supra 8, supra 5. Mai mic decât al decât 5. Da, un pic. De asta două, da? Da. 15x minus 7 pe 5. Mai mic decât al decât 5 minus 6x pe 8. Mai mic decât 15x minus 7 pe 5. Da, mai mic decât 15x minus 7 pe 5 plus 1. Facem același numitor care e 40. Corect. Așa. Și prima cu 8, a doua cu 5 și a treia așa. Și o să avem 8 ori 15. 120. 120x minus 7 ori 56. Mai mic decât 25 minus 30x, mai mic decât 8 ori 15, 120 sau mai tot. Așa, 120.